Bun găsit, stimați telespectatori! Voi avea doar o foarte scurtă introducere, pentru că v-am pregătit acum la sfârșit de august, început de septembrie, în acest weekend, o mică surpriză, sperăm să fie plăcută, chiar deosebit de plăcută. Ne-am gândit să vă oferim celor care nu ați văzut în altă formă un eveniment deosebit care a avut loc cu o lună și un pic în urmă, în 26 iulie. E vorba de un eveniment care a fost în plin centrul Sucevei, intitulat Să nu te temi, susținut de un cor mixt, acompaniat de orchestră sinfonică, cu ocazia trecerii grupului The Messengers, mesagerii din Portland, Oregon, prin Suceava. A fost și la Târgu Mureș și prin multe alte orașe. Vrem să prezentăm, deci, din cele peste două ore jumate cât a ținut programul, două secvențe în această sâmbătă, 31 august și respectiv în 1 septembrie, duminică seara. Mulțumim Radio Vocea Evangheliei Suceava, care au dat liber acestei producții și prin televiziune. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat. Sperăm să fie pentru zidire spirituală și pentru a nu ne teme în aceste vremuri în care este cultivată cu premeditare frica, dar când avem o frică, o teamă sfântă de Dumnezeu, aceasta alungă toate celelalte frici. Vizionare plăcută! Slavă Domnului! Dragi suceveni, stimați credincioși, iată-ne din nou împreună în toiul verii, în centrul Sucevei. Îi mulțumim lui Dumnezeu că până aici ne-a purtat de grijă. Este o nouă întâlnire a comunităților evanghelice din zona aceasta și am vrea ca în această seară cu toții, prin prezența noastră și prin ceea ce vom face, să vin pe Dumnezeu. Tuturor vă spunem un bun venit, celor care alcătuiți această masă de oameni adunată în centrul orașului, dar de asemenea spunem un bun venit călduros celor care în seara aceasta vor aduce o contribuție prin slujire. Încep cu cei care sunt mai de departe, frații Damian, grupul The Messengers din Statele Unite. Bun revenit la Suceava, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele Dan, fratele Radu, fratele Narcis, la momentul potrivit, dumnealor vor lăuda pe Domnul și ne bucurăm de prezența dânșilor. De asemenea, după cum vedeți, în spatele meu este un cor reunit din bisericile evanghelice din zonă și ei au făcut multe eforturi ca să ajungă până în această zi dispuși să cânte în centrul orașului. Și de asemenea, alături de ei, o orchestră simfonică reunită, alcătuită din credincioși evanghelici din mai multe localități din țară, București, Arad, Cluj-Napoca, Botoșani, Iași, evident, Suceava. Și ei vor lăuda pe Domnul, deja i-ați auzit, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am vrea ca acum, înainte de a da startul, practic, acestei întâlniri, să avem un moment de rugăciune. De aceea vă invit pe toți să vă ridicați în picioare. Alături de mine va veni fratele păstor Corneluș Miron, păstor al unei biserici baptiste de la noi din județ. Dumnealui ne va conduce în această rugăciune de debut, cu toții să adoptăm o atitudine de reverență și să stăm înaintea Domnului prin rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, înaintea prezenței tale, Doamne, suntem în această clipă și dorim să-ți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Fiul tău prea iubit, pe care l-ai trimis în lumea noastră să se aducă jertfă pentru păcatele noastre. Mulțumim că Domnul Iisus este Mântuitorul nostru, mulțumim că El este Domnul nostru. În această după-amiază, Doamne, îți mulțumim că putem fi împreună în locul acesta împărtășie. Mulțumim pentru că Tu ai făcut posibil lucrul acesta,
Mulțumim că Tu, Doamne, ai programat lucrul acesta, dar îți mulțumim pentru toți cei care s-au implicat, Doamne, ca acest eveniment să aibă loc. Te rugăm să-i binecuvintezi Tu. Mulțumim, Doamne, pentru toți cei prezenți aici. Mulțumim pentru cei care slujesc prin cântare. Mulțumim pentru grupul de messengers. Te rugăm, binecuvintează frații. Mulțumim pentru cei care cântă la instrumente, Doamne. Te rugăm, binecuvintează-i Tu pe fiecare. Mulțumim pentru cei care Te laudă cu vocile în corul acesta. Te rugăm, revarsă binecuvântarea și harul Tău peste ei. Mulțumim pentru vestitorul Evangheliei. Te rugăm, îmbracă-l cu puterea Ta. Umple-l de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Te rugăm, Doamne, să vorbești în această după-amiază prin Duhul Tău cel Sfânt fiecare inimă în parte, Doamne. Mulțumim pentru toți cei prezenți, Doamne. Ne rugăm pentru cei care sunt aici, Doamne, poate din curiozitate, pentru cei care au fost invitați de frați și surori creștini. Te rugăm, lucrează, Doamne, transformare în această după-amiază, în această seară. Lucrează, Te rugăm, Doamne. Binecuvintează, Doamne, Te rugăm, orașul Suceava. Mulțumim pentru orașul nostru, Doamne. Mulțumim pentru că este liniște și pace. Mulțumim pentru toți copiii Tăi răscumpărați din orașul Suceava. Mulțumim pentru conducerea acestui oraș, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi conducerea orașului. Te rugăm, Doamne, să lucrezi Tu cu puterea Ta, cu înțelepciunea Ta în inimile și la mintea conducerii acestui oraș, Doamne. Doamne, ca să putem trăi în pace și cu evlavie, binecuvintează ținutul acesta. Dar, Doamne, Te rugăm, binecuvintează și țara noastră. Te rugăm, binecuvintează conducerea țării noastre, Doamne. Îndură-Te Tu, Doamne, de cei care conduc țara aceasta. Noi știm, Doamne, că Tu ești Cel care ridici pe unii și cobori pe alții. Doamne, dacă i-ai ridicat pentru o vreme ca aceasta, ajută-i să conducă țara cu frică de Tine, Doamne. După cuvântul Tău, lucrează Tu în sensul acesta, Doamne. Doamne, noi suntem slabi, noi nu avem putere. Fără Tine, Doamne, nu putem să facem nimic. De aceea Te rugăm, lucrează Tu în seara aceasta. Te rugăm, însoțește-ne, Doamne, cu prezența Ta, cu puterea Ta, Doamne. Lucrează spre slava, spre gloria numelui Tău și spre mântuirea și apropierea noastră de Tine, Doamne. Mulțumim, Tată, știm că vei lucra. De aceea Te binecuvântăm, Dumnezeule Tată, Fiule și Duhule Sfânt, în veci de veci. Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Motoul acestui eveniment religios este, după cum bine vedeți și știți, să nu te temi. Fiecare dintre noi experimentăm starea aceasta de frică din diverse motive și cred că în perioada aceasta istorică suntem poate mai predispuși să fim cuprinși de teamă din diverse motive. Există o teamă legată de un iminent război mondial, există o teamă legată de criza aceasta economică, dar sunt și alte temeri la nivel individual, la nivel familial. Dar Dumnezeul nostru ne spune tuturor să nu te temi. Dumnezeu este Cel care ne furnizează resurse pentru a avea o stare de inimă, de liniște, de pace, în mijlocul tuturor circumstanțelor nefavorabile. Despre această absență a fricii vom afla mai multe în seara aceasta prin intermediul cântărilor. Suntem pregătiți să ascultăm acum grupul The Messengers din Statele Unite, frații Damian, urmați de corul și orchestra simfonică. Avem de asemenea după ei plăcerea de a l-asculta pe fratele Cornel Haureș, președintele Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Dumnezeu să-l binecuvinteze după aceste două cântări. Sub această cupolă cerească a orașului Suceava, frumos oraș Suceava, Dumnezeu ne-a dat harul să ne întâlnim și să lăudăm numele Lui. Cel care a spus să nu te temi, odată spunea în Ioan 3:16, versetele de aur
al Noului Testament, pe care mulți dintre noi le-am experimentat, acea dragoste divină dovedită la Calvar. Și aș vrea, înainte să cântăm mai mult ca orice, Dumnezeu iubește omul, toți din această audiență, să rostim, dar tare, 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 Ioan 3 cu 16, cred că va fi afișat și aici, să rostim tare, fiindcă mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru cine care să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Poate ești iubit, poate ești părăsit, poate ai de toate, poate ești lipsit. Orice cine ai fi, oricare ar fi starea ta, Dumnezeu din ceruri iubește ființa ta. Mai mult ca orice, Dumnezeu iubește omul, pentru nimeni a murit Iisus, doar pentru om. În dragostea Lui te-a cuprins chiar și pe tine. Mai mult ca orice, Dumnezeu te iubește. Calea către ce, către Dumnezeu, e Iisus Hristos, unicul Fiu al Său. Astăzi poți alegi să te pocăiești, să primești prin har mântuirea-n dar. Mai mult ca orice, Dumnezeu iubește omul, pentru nimeni n-a murit Iisus, doar pentru om. În dragostea Lui te-a cuprins chiar și pe tine. Mai mult ca orice, Dumnezeu te iubește. Mai mult ca orice, Dumnezeu iubește omul, pentru nimeni n-a murit Iisus, doar pentru Lui te-a cuprins chiar și pe tine. Mai mult ca orice, Dumnezeu te iubește. Te iubește Hristos așa cum te-a iubit pe cruce. Mări să fie Hristos Domnul. Mai Dumnezeu iubește omul, pentru nimeni n-a murit Iisus, doar pentru om. În dragostea Lui te-a cuprins chiar și pe tine. Mai mult ca orice, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește. Iisus Hristos te iubește.
Pace. Și îmi permis să spun aici că Hristos e viu. Și lucrul acesta, dragii mei, ne provoacă ca să trăim o viață care să-L onoreze pe El și în același timp, evenimentul în sine vorbește tocmai despre Dumnezeu. Salutăm acest eveniment, salutăm toți credincioșii din Suceava, din Bucovina, cei care și-au găsit plăcere ca în seara aceasta să se bucure de cine este Dumnezeu și de ceea ce face El. Îmi permis să spun încă o dată că evenimentul acesta nu-i despre noi, nu-i spre plăcerea noastră. Evenimentul este despre Dumnezeu și ar trebui să fie pentru satisfacția, bucuria lui Dumnezeu. Și la rândul nostru, noi, în seara aceasta, cu bucurie și cu dedicare, să trăim în așa fel încât să-L onorăm pe El, prin ceea ce suntem și prin ceea ce facem. Avem multe motive pentru care să ne temem. Ne temem pentru ai noștri, ne temem pentru cei din jurul nostru, ne temem pentru noi înșine, dar mesajul acestui eveniment are de-a face cu Dumnezeu, care ne provoacă și ne motivează să nu ne temem pentru că El este în control. Și lucrul acesta este potrivit pentru aceste vreme. Să știți, credincioșii de fiecare dată au trăit vremuri delicate. Au trebuit să sufere, au trebuit să meargă pe calea martirajului, dar nu s-au temut, pentru că centrul, pivotul vieții lor era Dumnezeu și trebuie să fie al nostru. Noi nu lucrăm pentru un alt stăpân sau pentru altcineva, decât pentru Dumnezeu, pentru Cel care ne iubește și pentru Cel care a dat ce a avut mai scump pentru răscumpărarea noastră, pe însuși Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Zilele trecute m-am întâlnit cu un prieten vechi care m-a întrebat cum de mai supraviețuiți în felul acesta creștinii, credincioșii care sunt răspândiți în multe locuri și trăiesc în multe feluri, așa de diferiți. Nu e așa cum a fost altă dată. Mi-am adus aminte de versul unei cântări pe care noi o cântăm, scrisă de fratele Nicolae Moldoveanu. Și vreau să vă recitesc acest mesaj din această poezie. Turmă blândă, turmă mică, pradă lesne de înghițit, 2000 de ani cu moare, n-ai pierit, n-ai pierit. Prin străvechile pustiuri, lei cei cu coama în vânt, cum de nu ți-au șters și urma, pe pământ, pe pământ. Ai tu oare turmă blândă, corn de taur, dinți de lup, colți de vipere sau gheară, care rup, care rup? Nu, n-avem nici colți, nici gheare, nici venin otrăvitor, dar avem cu noi o taină, un păstor, un păstor. Prin străvechile pustiuri, El, păstorul înțelept, și-a purtat pe umeri miei și la piept, și la piept. Și de aceea nu ne frică, chiar de-ar fi cam fulg un zbor, că suntem o turmă mică, dar o turmă și un păstor. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne ținem strâns de acest păstor care ne protejează și atunci când avem motive de teamă, să ne încredem în El și să nu ne fie teamă, pentru că El ne va purta prin cele mai delicate situații și vom fi biruitori cu El. Amin. La nașterea Lui, Mântuitorul Iisus Hristos a împărțit istoria înainte și după Hristos. La moartea și învierea Lui a împărțit eternitatea, cu El eternitate sau cu cel rău. Noi am ales prin credință, citind în Sfânta Scriptură despre această dragoste eternă, imensă, a celui preanalt, atotputernic, Dumnezeului Israel, căci la Calvar există iertare și acolo primim mântuire, dată în dar tuturor ce se află în această seară în Suceava, la Calvar.
ta bogăție, ce am primit-o, Doamne, în Tine. Mă-ntreb ce-aș fi fără de Tine în viața aceasta de suspin. Credința, pacea, dragostea, ce le-am primit din mâna Ta, pentru nimic nu le-aș schimba. Iisus, ești fericirea mea. La Calvar păcatul ește, la Calvar eu ar primesc, la Calvar mântuire am dat. Îți mulțumesc, Iisus, pentru să pot intra, Doamne, în împărăția Ta. Nu merg și nu voi putea să-ți răsplătesc iubirea Ta. Dar pot să spun la toți, ce-i dragostea, n-am știut ce-s bucurim și zâmbet de copii. Eram pierduți pe veci, legați în lanțuri reci, în moarte și păcat, dar Iisus ne-a salvat. Să nu ne temem. De obicei, o persoană nu se teme când are resurse, când este puternică, atunci când este stăpână pe situație. Dar dacă este să ne gândim la noi, motivul absenței temerii
nu constă în faptul că noi suntem puternici, că avem anumite resurse, ci în faptul că ne bizuim pe altcineva care ne este alături, care ne este sprijinul nostru. Este vorba despre Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Despre acest Dumnezeu în care trebuie să ne încredem pentru a alunga teama, vom afla și în continuare prin intermediul cântărilor. Corul și orchestra simfonică se pregătesc să laude din nou pe Dumnezeu, apoi iarăși grupul The Messengers, iar în seara aceasta a avut plăcerea, bucuria de a fi alături de noi fratele păstor Liviu Axinte, vicepreședinte al Bisericilor Pentecostale din România. Îl vom invita la momentul respectiv să aducă un cuvânt scurt de încurajare pentru noi toți cei prezenți, Dumnezeu să-l binecuvinteze.
Dumnezeu a binecuvântat Biserica Evanghelică cu atâta har, cu atât talent, cu atât dar în ale muzicii. Și special pe aceste plaiuri bucovinene, cu atâta istorie, se ridică și în acest timp, 2024, o orchestră atât de frumoasă. Un cor deosebit. Când spui Bucovina, spui excelență. Și ei chiar cântă extraordinar. Și apoi sub bagheta, chiar pot să-i spun maestrului Sami Strate. Fii binecuvântat, Sami. Un tânăr cu atâta potențial și un viitor strălucitor pentru slava lui Dumnezeu. Știm că și acolo în lumea aceea există oameni temători de Domnul. Fii binecuvântat. Și cel care a spus, sprijinul meu Hristos, ți-a duce aminte în diferite situații a vieții tale că ai valoare. Când te simți părăsit, fără nicio valoare și fără nicio direcție, în situații cheie, în situații imposibile, situații de cădere, situații de ridicare, ți-a duce aminte Hristos prin Scriptură, căci la calvar, prin calvar, prin jertfă, Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu preanalt și sfânt se uită la tine prin acea jertfă și te vede valoros, pentru că 2000 de ani între cer și pământ a stat pe o cruce Mântuitorul, știind că și în această zi de vineri, 26 iulie 2024, tu, cum te cheamă? Gheorghe, Vasile, Ioan, Ana, Lidia, cum te chema? Știe El că ești aici și vei auzi din nou mesajul acesta Evangheliei care a schimbat viața noastră, a celor de pe această platformă și al multora din cei prezenți. Domnule, Doamnă, să știi din nou, Hristos să spună și prin acest mesaj, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Cântați cu noi acest cântec. Dacă sufletul ți-e apăsat de povara grea și de păcat, simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat din suflet pacea și credința au plecat, lacrimi sunt multe, nădejde pierdute. Cântați cu noi! Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine-ai fi, de Dumnezeu ești iubit. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine-ai fi, de Dumnezeu ești iubit. De Mesia Petru s-a lepădat, niciodată Domnul nu l-a certat, prin pocăință El a iertat. Firmituri zdrobite Domnul și-acum în coșul dragoste ridică din drum cu îndurare. Iisus Hristos din Nazaret îți dă iertare. Cântați cu noi! Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine-ai fi, de Dumnezeu ești iubit. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit.
oricine-ai fi de Dumnezeu ești iubit. Oricine-ai fi, tu ai valoare, oricine-ai fi, primești iertare, oricine-ai fi, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Oricine-ai fi, tu ai valoare, oricine-ai fi, primești iertare. Minunat. O cruce ca să fii mântuit. Oricine-ai fi de Dumnezeu ești iubit. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine-ai fi de Dumnezeu ești iubit. Cum te iubește Dumnezeu prin Iisus Hristos, nu te iubește nimeni în acest univers. Să-i mulțumim pentru mântuirea Lui. Lăudat să fie Hristos, Domnul cel înviat din morți. Lăudat să fii Tu, Doamne. Slăvit să fie Domnul! Auzeam o povestioară că Dumnezeu a făcut pământul și când s-a uitat din cer l-a văzut frumos și l-a sărutat. Și îmi place să spun că locul în care Dumnezeu a sărutat pământul este Bucovina. Ei bine, și în seara aceasta Dumnezeu sărută pământul la Suceava, în mijlocul unei lumi plină de frică, în mijlocul unei lumi care parcă este tot mai nesigură, în mijlocul unei lumi care este cuprinsă de teamă, aici, la Suceava. Mulțumim din toată inima grupului Messengers, care împreună cu acești cântăreți deosebiți au venit să proclame un mare adevăr, și anume, Iisus Hristos Domnul ne dă suficiente motive ca să nu ne temem. De aceea doresc ca Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze pe toți, să binecuvânteze Domnul și pe fratele păstor Gabi Zăgreanu, ca prin mesajul pe care Dumnezeu îl va da în seara aceasta, inimile noastre să fie liniștite. Mulțumim fraților noștri din America. Spuneam alaltă seară la Bacău, țări sunt multe, patria este doar una, și mulțumesc Domnului pentru ei că după peste 40 de ani de slujire n-au uitat de România, sunt împreună cu noi și vrem ca astăzi la Suceava numele lui Iisus Hristos să fie proslăvit. În numele conducerii centrale a cultului creștin pentecostal din România, felicit organizatorii, vă felicit pe dumneavoastră că ați ales această seară să fiți aici și vrem ca prezența și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Dumnezeu este adăpost și sprijin,
un ajutor ce nu lipsește niciodată nevoi. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea în care mă încred. Brațul tău voi fi, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Thank you.